Oscilații importante ale ratei șomajului la nivelul județului. De ani de zile, Buzăul se află pe primele locuri atunci când vine vorba de numărul șomerilor, chiar dacă cei mai mulți dintre ei sunt beneficiari ai venitului minim garantat. Anul acesta, cea mai importantă creștere a ratei șomajului s-a înregistrat în luna iunie, atunci când în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă au intrat peste 1700 de tineri absolvenți. Rata șomajului a crescut cu 0,03%, o creștere destul de mică în luna iulie față de luna iunie, când iunie față de mai, rata șomajului a crescut de la 8,94 la 9,41. Asta a fost influența celor aproximativ 1700 de absolvenți, copii, cum le spun eu, promoția 2017, care au intrat în evidențele instituției. Din cei peste 1000 de tineri deveniți șomeri după absolvirea liceului, mulți dintre ei vor ieși din evidențele AJOFM odată cu plecarea la facultate. Însă, din păcate, unii vor rămâne în continuare șomeri indemnizați. Pentru aceștia se vor organiza cursuri de calificare, mai ales că mulți sunt absolvenți de licee teoretice și nu au o pregătire practică pentru o anumită meserie. Preconizăm că în jur de 200-250 de tineri vor rămâne în șomaj timp de 6 luni de zile. Diferența de aproximativ 1200-1300 de persoane, tineri, sunt acei tineri care, începând cu 15 septembrie sau 1 octombrie sau 15 octombrie, în funcție de cum încep cursurile, diferite forme de învățământ superior în țară, vor pleca la facultate și automat ajutorul de șomaj va fi sistat, va fi întrerupt. Cei 200-250 de tineri care ne rămân timp de 6 luni de zile în șomaj, înseamnă o parte din materia primă, cu ghilimele de rigoare, pe care noi o să o folosim pentru cursuri de calificare și recalificare. În luna iulie, rata șomajului la nivelul județului Buzău era de 9,44%, ceea ce înseamnă că un număr de peste 17.000 de persoane nu au un loc de muncă.